Sâmbătă, basketbaliștii giurgiuveni de la CSS au întâlnit acasă în prima etapă a Ligii Naționale la basket masculin formația Gaz Metan Mediaș. Prima parte a partidei a fost în avantajul medieșenilor, care au punctat mai mult, scorul la finalul primei părți fiind 19-24. Repriza a doua a fost mult mai echilibrată, ambele formații alternând la conducere fără a se distanța decisiv, însă spre final oaspeții s-au mobilizat și au bifat prima victorie în Liga Națională, rezultatul final fiind 82-89. În etapa următoare, din 12 octombrie, CSS Giurgiu va juca în deplasare împotriva formației BC Timba Timișoara.